Mă jur că ăsta e titlul de mania. N-are timp de ea, dar face clip cu ea. Adică, frate. A trecut chiar foarte, foarte multă vreme de când nu am mai făcut un lucru de genul ăsta. Luni foarte, foarte bune de când nu am mai făcut un lucru de genul ăsta. Înainte de a începe acest clip, vreau să vă anunț programul pe care îl voi avea săptămâna viitoare. Așa că, marți, joi și sâmbătă la orele 11 voi posta vloguri noi pe acest canal. Așa că nu trebuie să le ratați. Puneți-vă alarmă, scriți acolo în calendar, puneți-vă niște apțipili de pe peste două pereți. Pentru că marți, joi și sâmbătă Picantul vostru postează vloguri noi. Și cred că știți deja la ce mă refer, pentru că ați văzut din titlu, pentru că astăzi o să facem o nouă reacție la o piesă, guys. Da, știți că nu prea fac eu lucruri de genul ăsta și când fac, fac destul de rar, foarte rar, și la ceva în care cred eu că ar merita să reacționez și la ceva la care chiar am ceva de zis. Adică nu reacționez așa oricum, oriunde, știi? Nu mă trezesc eu așa. Să reacționăm la această piesă, pac, pac, like și share și gata, hai să facem, știți? Dar dacă tot am adus vorba de like-uri, nu uitați să rupeți butonașul de like la acest clip, să strângem cât mai multe like-uri, dacă vreți să mă motivați să fac săptămâna picantă în care să postez cât un clip în fiecare zi, așa, așa că rupeți acolo multe, multe like-uri. Cred că majoritatea lumii știe, ați văzut și din titlu, dacă nu știați, Abi și Dorian Popa, care acum ceva vreme au fost în scandal, au scos o piesă nouă, o piesă care, spre surprinderea mea, nu are niciun nume. Prima chestie de genul ăsta pe care am văzut-o eu și fix lucrurile astea mici și mărunte mă impresionează la Abi, că gen n-a pus niciun nume și aproape este unul în training, e wow, e foarte tare. Cred că majoritatea știți că Abi și Dorian Popa au fost într-un mic scandal, un mai mare scandal, pe care, din câte am înțeles, de pe rețelele astea de socializare, și le-au rezolvat, adică și-au rezolvat lucrurile, treburile. Bine, nu mă amestec în lucrurile astea, pentru că nu e treaba mea, nu de asta am pornit acest clip, am pornit la acest clip să reacționăm la piesa dintre Abi și Dorian Popa, la care o să reacționez strict muzical. O să mă leg de versuri, de linia melodică, de muzică, de clip în mică parte și haideți să vedem ce o să iasă. Guys, știu că v-am spus de nenumărate ori, dar sigur nu ai încercat niciodată experiența Boosteroid. Dacă nu știi ce este Boosteroid, Boosteroid este o platformă pe care o să te poți juca online jocurile care normal se joacă fiind descărcate și instalate pe un calculator de gaming profesional. Nu ai nevoie de niciun calculator de gaming, nu ai nevoie decât de un internet și un calculator decent care măcar să pornească. Ai intrat pe www.boosteroid.com, ți-ai făcut un abonament super, super tare la super, super preț și gata! Poți să te joci în voie orice joc vrei tu, 60 de frame-uri fără lag, și dacă cumva vrei să te apuci de YouTube și calculatorul nu-ți duce și live-ul sau și filmarea și jocul, pe Boosteroid poți să faci lucrurile astea, poți să filmezi, să faci live și să te joci pe Boosteroid, pentru că resursele toate le preia site-ul. Intrați și voi pe link-ul din descriere, www.boosteroid.com. Let's go! Ok. Frumoase hotelurile astea, am văzut și pe storiile, e chiar foarte, foarte frumoase. Ia. A pus blur la aia, la cum se numește, la frișcă. Bă, dar nu putea să luați voi prețul de la frișcă, chiar dacă ați blurat, tot văd prețul de la frișcă. Tot pot să-l văd. Se lasă, what? Se lasă pe mine de zici că sunt canapea? Ce dumă e asta, lol? Mamă, deci dacă mă mai fi întrebat vreodată pe dumă asta, mă jur că nu mi-ar fi venit niciodată. Piesa este trap pop în stilul lui Taiga, îmi sună mie la Iurecuși aici. Băi, și nu am văzut foarte multe clipuri de genul ăsta, dar n-am mai văzut niciodată un clip în care artiștii să fie îmbrăcați în halate. Și au două fete în acest clip. Mă așteptam la mai multe, ținând cont că este vorba de Abi și Dorian Popa, mă așteptam să văd o armată de fete, dar sunt doar două. Așa că hai să vedem. Ah,
miacul, dar acolo n-ați mai dat blur. Am văzut clar brand-ul, am văzut tot. Am văzut toată frișca, tot, pac. Asta... Ea e populară? Ok, stai puțin, acum toată lumea e populară? N-am auzit în viața mea de ea, sincer, nu mai știu, cred că tot abii spunea într-o gândesc că dacă ai 10.000 de followeri să nu te crezi influencer. Mă gândesc dacă să zic că am făcut o glumă sau să o las așa și să văd în comentarii: Antonio, de fapt nu vorbiște de ea, e fata din piesă, prostule! Are corp de Kylie Jenner? Are corp de Kylie Jenner și tupeu de Cardi B? Attention! N-a putea să aibă și a tupeu de Nicki Minaj, ca aia e mai înțepat. Ce? Seamănă cu Nicole Sherid. Deci are corp de Kylie Jenner și tupeu de Cardi B? Seamănă cu Nicole Sherid. Ia-o pasta, picantule! Băi, eu nu știam că Nicole Sherry are corp de Kylie Jenner și tupeu de Cardi B. Bine, nici nu am apucat să o cunosc până acum. Așa pe Instagram am văzut-o și nu mi se pare că are corp de Kylie Jenner, mi se pare că are corp de Nicole Sherry. Are... Abi cânta și ele au făcut dialog între ele. Ce are în picioare acest tip? Oare are papuci cuci în picioare? Da, chiar da. M-am născut să dau teroare. M-am născut să dau teroare. Mă jur că ăsta e titlul de mania. Deci dacă peste o lună, maxim o lună, nu iese piesă de la FS cu M-am născut să dau teroare, s-a terminat șmecheria, s-a terminat șmecheria. Asta e ca un fel de refren. Deci uitați-vă și voi că aceste care sunt împărțite în mijloc, în partea aia, fata aia zici că e blurată, dar de fapt e apa și în partea cealaltă este pupa și mă jur că zici că e un zid între ei. Auziți și voi piesa, că vedeți, nu puteți să o vedeți, doar să o auziți. Auziți că piesa nu are refren, strofe, bridge, pre-refrene, nu are chestii de-astea. Deci piesa nu este structurată într-un fel, sunt puse acolo niște versuri și am auzit că chestia cu Abi E, aia ar fi o tentă de refren care, știi că, mai bine ai folosi o paia decât să folosești un refren care nu îți intră în cap. Și chestia asta chiar îți intră în cap, adică, hai să vedem, am dat puțin mai spate, hai să vedem ce zice Dorianos. Are bine la fine. Ce? Pentru ea sunt vitamină, nu pot să cred așa ceva, ia-ți dume picantule, ia-ți la dume. Pentru ea sunt vitamină. Doamnelor și domnilor, vă introducem cea mai revoluționară pastilă din lume, se numește Doranina C. Puteți să o luați chiar acum din orice farmacie, este valabilă. Doranina C, cea mai bună vitamină din lume, vitamina Dorian. Luați-o chiar acum, deci vă ajută maxim rău de tot. Ia-ți dumă, picantele. Nu doar Abi n-are timp de ea, nici Popa n-are timp de ea. N-are timp de ea, dar face clip cu ea. Adică, frate, nu înțeleg. Nu înțeleg, dacă n-ai timp de ea, de ce faci clip cu ea? Să las și partea asta în care le spun oamenilor că e just Caterinca și știu că nu este vorba de fetele din clip sau... Îmi pare rău pentru fata din clip. Nu am fost atent la corpul ei să văd dacă e corp de Kylie Jenner și de-astea. Dar machiajul sigur că nu e de la Kylie Jenner. Că dacă era machiaj de la Kylie Jenner era waterproof. Dar asta nu e waterproof, uite aici. Băi, ce-ați făcut mă la film? Ați băgat-o cu capul în apă pe fărarea ca fata. Ați udat-o pe acolo. Yeah.
la colaia, pam, băi, băi. Da, e, Caterinca, versurile sunt foarte, foarte ușoare, extrem de ușoare. Nu au nicio logică între ele, în sensul că nu este o poveste, nu este o piesă gen poveste, nu este o piesă bazată pe o anumită temă și cred că și de-aia a fost cam greu lui Abi să aleagă un titlu, pentru că versurile nu au o logică între ele. Pur și simplu, deci nu mai dorm de seară pentru că e vară, cel mai popular din țară. Bum! De unde? Dar versurile, după cum a spus, sunt ușoare, ușor de reținut și cred că și de-aia prinde piesa. Pentru că în momentul ăsta e locul 2 pe 3. Ok. Pe, tentativa asta de refren chiar e refren. E bombă. Adică ți-ntră în cap foarte ușor. Ei, scurt și la obiect, versuri care nu au neapărat o logică între ele, de asta și imposibilitatea de a alege un titlu. Îmi place noul stil abordat de Abi, se pare că și prinde mai mult, pentru că m-am uitat pe statistici și pare că are mai multe vizualizări decât disul pentru Alex Vera, ceea ce e wow, pentru că știm cu toții că scandalurile prind mai mult, dar uite că se pare că dacă dăm scandalurile la o parte și facem colaborare cu cei cu care am avut scandal, avem mai mult succes. Așa că pregătiți-vă pentru că o să urmeze Gami și Antonio Pican, cea mai nouă și fresh piesă. Pregătiți-vă în curând. Glumesc, vă dați seama că glumesc, da? Să las partea asta în care le spun oamenilor că a fost Caterinca sau să nu o las și să vă aud în comentarii. Și când se lansează piesa? Scriu dacă v-a plăcut, nu uitați să rupeți butonul de like, să dați un share pe Facebook pentru că mă ajută extraordinar de mult. Eu vă aștept marți cu un alt clip super, super bombă, tot la ora 11, am schimbat ora, ne-am schimbat fost orar și ne-am pus pe vară. Eu vă aștept marți la ora 11 cu un super mega daily vlog și un clip care sigur o să vă dea pe spate, așa că să nu-l ratați. Am fost Antonio Pican și v-am pupat. Pa!